Stimați prieteni, de obicei la Lungani începem cu soba asta artizanală, pentru că, din punctul meu de vedere, ea reprezintă și un element de vechime și un element artistic și cred eu că e unul dintre obiectele care vor rezista atât cât mai rezistă și clădirea aceasta. Noi ne aflăm în biroul primarului, domnul Corobuță, care, ca de obicei, amabil, zice că ne răspunde la niște întrebări. Stimate domnule primar, am văzut că ai activitate așa, la nivel maxim. Oameni pe sală, oameni pe afară, toți cu hârtii, toți cu plângeri. Am înțeles că zilele trecute a fost și mai multă aglomerație. Care-i cauza? Datorită faptului că termenul pentru de a depune dosare pentru încălzire este 20 noiembrie, ca să poată încadra cu toate lunile la încălzire. Avem foarte multe cereri și foarte multe persoane care vin să-și depună dosarele. Și chiar suntem foarte aglomerați. Cred că până acum avem în jur de 600 și ceva de dosare care sunt depuse și încă mai vin în continuare. Deci partea cu lemnele, alte elemente de pregătire a sezonului toamnă-iarnă în momentul ăsta la primărie, care mai sunt? Noi am pregătit atât cât și instituția și școlile de pe raza Comunei Lungani au necesarul de lemne pentru anotimpul ăsta de iarnă. Avem lemne suficient încât să nu stăm cu grijă. Mai în glumă, mai în serios, v-ați încadrat la plafonul stabilit de guvern? Da, de ce? Niciodată. Adică le-ați luat mai ieftin de 600 de lei metru? Da, le-am luat mai ieftin. Le-am luat din vară, am făcut așa. Asta e altceva. Și ceva de lei metru cu tăiate, aduse și am asigurat centrele de zi cu lemne din satul Zmeu și satul Crucea. Atât am avut o discuție și cu directorul de la școli și au făcut necesarul de material lemnos pentru toate școlile din comună ca să nu aibă probleme, nu știu când. Eu aș vrea să, nu știu, să vă exprim o surprindere că ați pornit în mare viteză să vă faceți primărie nouă și încă nu-i gata. E explicația care ar putea să fie? Explicația a fost datorită faptului că materialele s-au scumpit. De la minister ne-au evaluat deciziile astea de lucru de două ori, a treia oară nu ne-a mai aprobat să ne mai dea diferența de bani pentru că totuși fierul a fost, la început a fost 2 lei pe kil, acum e 8 lei, 9 lei. Suntem, dar sperăm că ne-ar mai trebui vreo 200 și ceva de mii, vreo 2 miliarde și ceva, ca să putem achita să finalizăm această clădire care o așteptăm, să ne mutăm în ea cu mare drag. În perspectivă, cam când ați putea, după părerea dumneavoastră? Cu siguranță în primăvară, cu siguranță. Până luna lui aprilie, mai, deci va fi, o să avem și... Deci mai rectificări, mai da, impozite, mai sigur, taxe și până la urmă o împingeți, cum s-a zis. Sigur, nu se pune. Deci am ajuns aici, trebuie să o finalizăm. Din punctul meu de vedere, e foarte impunătoare, așa, chiar de la intrare, când vezi... Da, este o frumoasă. Ea este făcută în proporție de 95-96%, mai are mici lucrări așa nu foarte mari. Remediere, da. Acum depinde și de timp. Dacă timpul ține, că avem lucrători care lucrează în interior, dacă timpul ține cu noi și va fi cald, poate să lucreze în interior să nu înghețe materialul pe unde au ei de făcut. Cu computerizarea, cu calculatoare și tot ce înseamnă instrumente moderne, v-ați luat măsuri acum să... Da, avem un proiect GAL,
care noi avem prins 70.000 de euro și avem pentru dotări sediul primăriei și dotări, deci cu mobilier și calculatoare. Vă să zic că veți avea, sper, o primărie chiar modernă, modern, pentru da. Clădiri nouă, aparatură nouă, oamenii vechi. Oameni vechi, sigur că da. Păi v-ați lăudat cu profesioniștii dumneavoastră pe aici. Da, avem într-adevăr tot aparatul primăriei, sunt oameni pricepuți, profesioniști, care își fac treaba fiecare la acel birou unde este pus. Nu vă întreb câți aveți, pentru că și așa, și așa, am înțeles că e variabilă încadrarea la dumneavoastră. Deci aici se poate face navetă la Iași. Totuși aveți navetiști în învățământ, în, știu eu... La școli. Toți, nu că toți, majoritatea, putem spune așa. Le-ați plătit navete, le-ați plătit. Da. Le-am plătit, trebuie să le mai dăm o diferență de bani, dar să vedem de unde. Este o mare, nu știu cum, așa, pentru că aruncă pe spatele primăriei ca să plătească la cadre... deplasările și naveta. Da. Pentru că, într-adevăr, cadrele au dreptate, au mare dreptate, pentru că el dacă are un salar de 2.000 și ceva, 3.000 de lei și cheltuie 1.000 și ceva de lei pe navetă, deci omul ăla nu rămâne cu nimic. Și trebuie, dar bine ar fi dacă, eu știu, Ministerul Învățământului ar da pe la inspectorat să le dea bani inspectoratul, că ei iau, la primării de unde. Comuna Lungani este o comună săracă. Este o comună care avem oameni care au 7-80 copii și au 30-40 de mii de lei, 300-400 de milioane datorii la bugetul local. De unde să iei? De unde să plătească omul ăla? Noi bugetul comun îl facem din taxe și impozite. Așa ca exercițiu de imagine, câte persoane au cei mai mulți copii în Comuna Lungani? Deci, ca să vă spun așa, avem și tineri. Avem părinți care au în jur de 35 de ani, deci aproape 35-40 și au și 13 copii și 14 copii. A, nu și da. Copilul. Sigur că da. Și au și câte doi care, asta este la romii, ei, familia deci, numeroasă. Natalitatea la Lungani este cu plus oricum. Cu plus, sigur că da. Da. Faceți față la plățile de alocații și la toate celelalte? Da, mi-închipui că sunt oameni necăriți. Nu vin de la bugetul local, vin de la statul, de prin poștă, nu de la primărie. Aveți societăți de binefacere, știu? Avem, sigur, că dacă vreau la comună, avem societăți, nu mari, dar avem. Deci sunt oameni de inimă, cum s-ar zice. Sigur că da. Domnul primar, sunteți, ca să spun așa, în exercițiu muncii de o bucată bună de vreme. Știți ce înseamnă inflație? Și noi toți ne plângem de creșterea aceasta a prețurilor. Cum evaluați pentru viitor situația? Ce se va întâmpla? Nu pot, dar să știți că omul este obișnuit, omul de la țară. E mai greu de oameni care stau la oraș. Pentru că omul de la țară îl se poate limita. Deci, dacă eu mi-a trebuit familia astăzi și îmi trebuie 10 pâini și dacă nu am și bugetul meu, deci nu pot, mă limitez la cât am. O să-mi cumpăr 5. E o problemă mai mare la oameni la oraș, pentru că costurile acolo sunt mai mari. Avem și noi oameni care, într-adevăr, dar... majoritatea oamenilor, pentru că acum și cu locurile de muncă care sunt, cum v-am mai spus și rândul trecut, ei nu găsesc loc de muncă, pentru că sunt foarte mulți neștiutori de carte, foarte mulți, au familii numeroase și doar auzim doar atâta, că dacă este de la Comuna Lungani și caută un loc de muncă, nu știu pe la ce da. Întreprinderi, eu știu,
Așa? Deja are un nume cam rău. Da. Nu, nu avem de lucru. Îi dă negații. Și atunci suntem nevoiți de a le face dosare de ajutoare sociale. Totuși, la voi, mai ales la Zmeu, aveți o grămadă de case noi. Asta înseamnă că au fost peste hotare. Da, au fost. Au ieșit. Avem tineri care au ieșit, s-au dus, s-au muncit în abatoare, în Germania, prin Franța, în construcții, în Spania. Adică au în toată venit. Europa, până la urmă, da. Au venit. Nu sunt mulți, dar totuși și-au făcut case bunicele. Deci și-au făcut o casă, au un confort cât de cât în casa aia. V-aș ruga să comentăm următoarea situație. Anul 22 a fost un an prost, greu chiar. Adică ceva secetă și la voi ați fost lovit din plin. Acum a venit și inflația. Pentru hrana populației vom ajunge oare iar la troscot și la știr ca pe timpul secetei? Nu, cred că vom ajunge acolo, domn profesor. Cum v-am spus, deci orice țăra, oameni... Da, este acea vorbă din totdeauna, că dacă e vorba de război sau de secetă, țăranul moare ultimul, că el găsește. Sigur că da. Așa. Problema este într-adevăr că avem de suferit toți țăranii și au avut de suferit. În primul rând, societățile care au și au lucrat teren, câteva sute de hectare, vă dați seama că ei au plătit, au investit, au făcut nu știu câte mii de lei pe hectar, a costat un hectar de grâu. Deci arat, biscuit, semănat, ierbicidat, dat cu îngrășăminte, deci costul era la vreo 3.000 și ceva de lei, aproape 4.000 pe un hectar. Vă dați seama și el a scos doar porumb 500, 400, 600 de kilogram de porumb boabe la hectar. O pierdere foarte mare pentru ei. Noi, ăștia, cum v-am spus, noi în Comuna Lungani avem foarte mulți fermieri. Credeți că le vor da arendele obișnuite? Și-au vândut animale pe la abatoare. Asta e o altă chestiune, dar eu vorbeam dacă oamenii ăștia, arendatorii, vor reuși să dea conform înțelegerilor. Nu. 4, 5, 600 cât au avut. Deci ei. Nu poate să dea, dar cu siguranță o să țină cont dacă le-au dat în loc. Adică o să mai dea ceva, asta e. Le-a dat 700 sau 800, cu siguranță. La anul, dacă va fi un an bun, așa o să le dea diferența. Deci rabdă cazace ca să ajungi atman. N-au, altceva n-au ce să facă, n-au. Bun, credeți că statul poate interveni sau ar trebui să intervină într-un fel? Da, ar trebui. Noi am avut comisie și de la Consiliul Județean și de la primărie, unde au mers și au verificat oamenii care au depus pentru calamități, au verificat terenul, au dat acolo, nu știu, un procent de 70% sau nu știu cât calamitat, 70%, dar încă nu au primit niciun ban de la guvern. În condițiile războiului ăsta cu Ucraina, cine știe? Da, asta este. Așa se și explică de ce au sărit prețurile, așa se explică de ce nu veți primi chiar curând banii. Așa să explic de ce va trebui când vin oamenii la taxe și impozite să vă gândiți cum scoateți să vă terminați primăria. Da, cam asta ar fi un joc al probabilităților. Și totuși primarul Corobuț este un optimist. Rândul trecut mi-ați spus că a scăzut procentul vitelor, albaților. De la apte nici nu mai vorbim. La voi vă mențineți, am înțeles. Credeți că cei care mai au, care sunt mici întreprinzători, vor reuși să treacă anul ăsta așa greu? Da, deci avem. Într-adevăr, nu mai este acel efectiv de animale. Au mai redus, dar tot mai au. Au mai redus. Dat fiind că aici se pune problema unor oameni din prejurul dumneavoastră,
reușiți să strângeți colectiv, așa, vă sprijină oamenii ăștia? Sigur că da. Din primărie? Sigur că da. Dintotdeauna. Orice problemă care este, căutăm, ne strângem, discutăm, analizăm și rezolvăm orice. Acum, noi suntem încă în noiembrie, dar pot să mă întreb dacă în decembrie veți mai face festivalul obiceiurilor? În decembrie? Da, festivalul ce? Obiceiurilor, da. Da, sigur că da. Asta nu va dispărea, nu. Deci bruma de cultură care ne trebuie o veți menține. Faci, nu se pune problema, sigur că da. Deci nu trebuie, tradiția trebuie menținută. Anul care vine, sper, până la anul să mai stăm de vorbă. Până atunci însă să observ că ați curățit împrejurul primăriei, am văzut acolo un fel de canalizare sau fosă, ce este acolo. Da, da, da. Deci vă țineți de treabă, cum s-ar zice, cu greutăți, da? Da, am făcut fosa pentru sediul primăriei nouă, de la Ostan. Avem instalația făcută doar pe interior, ce mai așa, mișetușul, și sperăm că cât de grabă, oricum, cu siguranță, în primăvară ne vom muta, că acum nu mai este timp. Presupun că mai faceți și un fel de parcaj pentru primărie. Da. Păi apar, deci va fi parcare pentru asta, nu? O să facem ceva frumos. Și aici ce să faceți? Muzeu? Da, sau altceva? Sigur că da, muzeu. V-ați gândit la cele 3-4... O să căutăm fonduri pentru de a reabilita și această clădire, pentru că este o clădire care merită întreținută. Fost mare conac, Boieres, da. Sigur că da. Da, da, mai venim data viitoare și ne gândim la ce muzeu se poate face. Chiar se poate face un muzeu mare. Sigur că da. Domnule primar, eu zic să fiți sănătos, vă sună iar telefonul, la treabă și la treabă și iar la treabă. Sigur, asta e.